Avem noi promisiuni pentru modernizarea sălii de festivități de la parterul primăriei Roman. Edilul șef a venit cu lămuriri pe acest proiect, care se dorește a fi finanțat pe bani europeni. Suntem în discuții foarte avansate cu reprezentanții ANAF și cu reprezentanții Tribunalului Neamț pentru acest parteneriat de reabilitare a clădirilor publice. Este vorba de o finanțare europeană care are termen maxim de depunere luna august a acestui an. Condiția de bază pentru acordarea finanțării este ca în ultimii 5 ani să se fi făcut investiții în infrastructura clădirii. De aceea, în ultima perioadă, nu am prins această sală de festivități pentru a fi reabilitată. Cu ocazia acestui proiect, pe lângă reabilitarea termică a acestei clădiri, putem prinde și consolidarea clădirii, dar și dotări la interior, printre care și această sală mare de ședințe, care să fie făcută la standarde ridicate. În ceea ce privește finanțările europene, vești proaste am primit în cazul proiectului de reabilitare a cinematografului Unirea, dar și a parcului Zăvoi din zona Aneleurilor. Au trecut de primele două etape de analiză parcul Jora, Muzeul Personalităților Romașcane și Casa Celibidache. Ne aflăm în procedură de contestație la proiectul de reabilitare blocuri și, din păcate, ne-a fost respins parcul Zăvoi. Clar, deci nu se mai face. Da, la parcul Zăvoi, în momentul de față, nu, așteptăm ori o altă sursă de finanțare, ori, dacă nu, așteptăm finalizarea tuturor proiectelor și după care, dacă vor mai rămâne resurse financiare în cadrul acestei axe de finanțare, vom redepune acest proiect. A căzut la punctaj? Nu la punctaj, pe partea de proiectare, parcarea nu trebuia bugetată în cadrul proiectului. Proiectul va fi refăcut și, dacă vor mai rămâne bani nealocați pe această axă, va fi redepus.